Așa, bă, într-un final, bă, am pus ușile înapoi, am cumpărat tot ce era de cumpărat prin casă, gata, bă, putem și noi sta în casa asta fără să dormim pe jos, fără să ne fie frig, fără să murim de foame, că avem acum mâncare și cel mai important e să mă uit la televizor. Păi, ce pornești? Păi, te-ai scos din priză. Cine l-a scos? Ce-i pus în priză, bă, acolo? Ai, 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 tataia! Ce vrei? Tataia, iar ai pus calculatorul în priză? Poate. Ce face acolo? Nimic, nimic, mă joc Roblox, ia uite, hi-hi-ha, uite ce frumos mă joc Roblox. Ce te joci, bă, Roblox? Cu cine vorbești, bă, acolo, tataia? Oh, nu da, stai că ți explic, vino cu aici cu mine, trebuie să mă ajuți cu ceva. Cu ce să te ajut, bă, tataia, spune-mi. Uite, deci, fii atent, trebuie să mergi cu mine în oraș să-mi cumpăr niște haini foarte eleganti. Haine elegante, pentru tine. Deci, crezi că ești pe moarte, vrei să-ți cumpăr un costum? Nu, ce-i cu tine, ești nebun la cap? Nu e asta, doar că vreau să ies la o întâlnire. Ce-ai spus, bă, tataia? Să ieși la întâlnire? Ce râzi ai atâta, ui? Ce crezi, că eu nu pot să ies la întâlnire? Pa da, bă, tataia. Unde... O, iartă-mă, bă, iartă-mă. Am promis să nu râd, deci gata. Ia zi, bă, cu cine vrei să ieși la întâlnire? Cu o femeie pe care am întâlnit-o pe Facebook. Aha. Și ce haine vrei să-ți cumpăr? Păi o pălărie, un costum frumos, niște haine și că uite-le că la mine nu vezi că parcă arăt abositar? Bă, nu cred că e de la haine asta. Ei, domnule Motan, dacă vrea să aud glumii proastii, puneam urechea la un perete și ascultam cum susuc varul. Taci din gură cu glumile astea! Vii cu mine în oraș că trebuie să-mi cumpăr haine. Hai de capul meu, bine bă, tataia, bine. Dar să-mi arăți, bă, și mie cu cine vrei să ieși tu. Lasă-i că-ți arăt eu altă dată, dar hai, acum trebuie să-mi cumpăr haine și după aia mergi cu mine de seară. De ce trebuie să... Bă, tataia, bă, te duci la întâlnire. Trebuie să vin eu cu tine la întâlnire, bă? Păi dai, că cine să mă conducă? Hai de capul meu. Bă, dar taxi n-ai? E scump. Aha, e bine că e scump, bă, și ce, îți iau taxi? Da, tu ești orice vreau eu. Hai de capul tău. Bine, bă, tataia, hai, mergem în oraș să cumpărăm haine. Auleu! Hai, tataia, ești pregătit să mergem să-ți luăm niște haine super șmecheri pentru întâlnirea ta de diseară, bă. Tot ce nu mai râde, hai să mergem să luăm haine mai repede. Acum, bă, tataia, promit că ți-ai eu cele mai șmecheri haine. Mergem aici, că știu eu, aici magazinul e mereu deschis și are haine super șmecheri, deci hai da, mergem aici frumos să-ți luăm cele mai șmecheri haine, auleu, hai da, jos, frumos și hai să mergem. Bună ziua, e cineva înăuntru? Bă, dar nu mai au haine deloc, hai de capul meu, și nu mai este nimeni aici. Ui, ce faci, măi, de unde luăm niște haine acum? Bă, am eu o idee. Ui, nu-mi place ce idee ai tu. Vino cu aici, fii atent. Știu că mereu ăștia aruncă haine la gunoi. Așa, și ce vrei să facă să iau haine la gunoi? Păi, bă, tataia, uite câte haine sunt. Ia, bagă-te aici și spune-mi ce găsești pe acolo, ok? Ui, ești nebun la cap, eu haine de la gunoi? Dar ce are, bă, uite cât de frumoase sunt hainele astea. Hai, schimbă-te și arată-mi ce haine ai găsit. Hai, da, repede. Ui, ia, gata. Hai, da, uite, te-ți vezi, îți place outfit-ul ăsta meu? Bă, tataia, bă, ce ți-ai pus în cap? Pălăriei. Aia e pălării, bă, ăla e un harbuz. Un pepeni verde, ce faci cu el în cap? Tăcei că arată șmecher. Nu arată, bă, șmecher, hai, îți mai dau încă o șansă. Mai găsești niște ani și arată-mi. Hai, da. Gata, e gata. Mamă, bă, tataia, bă, dar ce șmecher arăți, mamă. Zici că ești mafiot, bă. Păi știu eu, ia uite ce frumos sunt. Acum ia, hai, mergem acasă și ne pregătim pentru diseară, că mergem la Granny. Ce, bă? Ce-ai spus, tataia? Mergem la Granny! Cum adică pe la Granny? Tu cu ea ai întâlniri? Da, bă, cu Granny! Auleu, bă, eu zic să te mai gândești totuși. Nope, deja i-am spus că mergem. I-ai spus că mergem? Adică și eu? Da, hai da, urcă-te răbdi și mergem! Auleu, auleu, ce mă fac? Hai, tataia, mergem acasă. Bă, trebuie să găsesc o modalitate să-l fac pe tataia să nu mai vrea să meargă cu Granny. Tăce din gură că mergem! Hai da! Dă-i viteza acasă! Hai da! Hă, domnule Motan, hai să mă duci și pe mine la Granny!
Bă, tataia, nu cred că poți să te duc pentru că nu mă simt bine. Vezi, nu mă simt bine deloc și așa că eu zic să amânăm pentru, nu știu, altă zi, altă lună, altă viață poate. Cum adică? Când ești eu aproape să fiu fericit, să găsesc pe cineva care poate chiar mă place, tu așa îmi faci, tu mă lași așa de izbeli, știi? Bine, lasă că o să mă duc să plâng. Nu mai am nevoie de tine, gata. Uleu, bă, mă face să mă simt atât de vinovat. Bine, bă, tataia, bine, hai, mergem la Granny. Serios, chiar faci asta pentru mine? Da, bă, dar doar ca să demonstrez că eu nebună și că nu trebuie să stai cu ea. Yay! Hai să mergem la Granny, uita florii lor. Bă, da, întrebare am, tataia. Ești eu la întâlnire cu ea sau tu? Ui, corect și asta, dar am uitat de flori. Lasă, bă, nu-i trebuie flori. Îi luăm noi flori altă dată. Hai să mergem odată la Granny. Bă, tataia, mi-e cam frică, bă, să mergem acolo. Tot ce-i din gură, uite ce frumos îi priveliște pe aici. Bă, tu nu vezi că suntem într-o pădure bântuită și nu-i nimic, întuneric, beznă aici. Tot ce ți-e frică din tuneric, ei, la vârsta ta, ei, mă jucam cu întunericul. Auleu, bă, tataia, hai să intrăm înăuntru. Stai, mai întâi să bat. Cred că am auzit pe cineva înăuntru, hai să mergem. Granny, ești acasă? Am venit! Da, sunt la bucătărie! Auleu, e la bucătărie! Auleu, ce e ăla de pe masă? Auleu, o, dar și cățel frumos, fă-le-leu, cum îl cheamă? Aici e cățelușul meu frumos, îi zice Marcel. Marcel? Dar tu, domnule Motan, și cauți aici cu tataia, credeam că o să fiu doar eu cu el și cu Marcel. Am venit cu el pentru că el nu poate să conducă și l-am adus eu cu mașina, dar cred că o să plec. Nu, nu mai pleacă nimeni în seara asta acasă, să o pot să vorbi ușe. Gata, nu mai pleacă nimeni acasă. Eu să și bine, păi, în seara asta ne distrăm, mâncăm, bem, fă-le, abia aștept. Bă, tataia, bă, tu nu realizezi că s-ar putea să murim în seara asta? Da, ce că nu murim nicăi, taci din gură. Fii atent, tu le-ai pe Marcel, te duci și te joci cu el, cât eu vorbesc aici cu Granny. Auleu. Ok, Marcel, ce cățel frumos, doamne, o întrebare totuși, de ce Marcel are o picioare? Ei bine, Marcel e o leacă special, pot să zic. E o mutație de când ești pe Angel. Tu lasă că te distrezi cu el. O să vezi, o să fie foarte frumos. Am înțeles. Hai, Marcel, hai să ne jucăm. Marcel, te rog frumos. Marcel, mi-e frică și așa. Te rog, intră în cameră, hai să ne jucăm. Hai, Marcel, vin aici. Eu zic să ne jucăm de a face pe mortul. Tu te pui pe jos și faci pe mortul cât eu mă uit la tine, ok? Ok, am să înțeleg că așa facem, da? Bine. Dumnezeu, tata, ajută-mă! Tataia? Ce faci acolo? Opa, mătănașule, stai fără grijă. Tataia nu s-o simță prea bine și l-am dus în pătuț. Da, stai fără grijă. Vorbim noi doi acum, da? Nu cred că vreau să mai vorbesc. Unde-i tataia? Nu contează unde-i tataia. Contează că în seara asta aici rămâneți. Și cred că o să rămâneți aici pentru totdeauna. Eu cred că nu. Eu cred că plec. Nu fugi, motănaș, pentru că o să te prind oriunde te duci. Ajutor. Tataia, unde ești? Tataia, mi-e așa frică, tataia. Păi ce-i asta aici? Cum deschid asta aici ca să mă duc repede? Auleu. Hai cum urc aici sus repede. Așa, urc mă. Păi ce asta aici? Ce asta aici? Mamă, aici vrea să ne închidă pe... Nu! Opa, mătănașule! Ai găsit cumva locul unde eu să te ascund eu pe tine și pe tataia? Nu! Îl căutam pe tataia, doar n-am găsit nimica. Leu, tataia, unde ești, tataia? Vine cu aici, tataia, mai repede, tataia, unde ești? Tataia, nu e aici. Tataia! Domnule Motane, nu mă simt atât de bine. Am mâncat ceva și probabil mă doare o leacă stomacul. Dar trebuie să plecăm de aici, că am o presimțare foarte rea.
Crezi tu că ai o presimțire foarte rea? Hai să mergem mai repede, că nu mai pot de frică. Mor de frică, tu înțelegi că mor de frică? Aoleu, treci acolo jos mai repede. Ui, ce ăsta e ce? Nu știu, mergem. Fii atent, mergem pe aici și ne ascundem. Și nu o să ne găsească niciodată Granny, ok? Bine, bine, hai să mergem mai repede, dar mi-e foarte frică. Ui, domnule Mutant, ne-i trebuia să te ascult. Păi asta am zis și eu că trebuia să mă asculti, dar tu nu vrei niciodată să mă asculti. Aoleu, ce e aici? Ce e aici? Ce e aici? Mamă, cred că am ajuns în capcana aia, tata aia. Zici tu? Sunt foarte sigur că așa s-a întâmplat. Aoleu. Vai, nu, sună clopoțelul. Ascunde-te aici, tata aia. Tata aia, ascunde-te aici. Ascunde-te aici mai repede. Hai, da, că te-o mă duc să o distrag pe Granny. Du-te repede acolo. Granny? Aoleu, Marcel, salut Marcel, încă ne jucăm pe amortul, da? Opa, mătănașule, l-ai găsit pe tataia, da? Ia vin încoace la mine, vin încoace să-ți arăt eu ceva. Nu, treci Granny de aici, treci, te bat Granny. N-o să înțelegi niciodată, domnule Botan, dar eu nu pot să mor. Aoleu, te rog, lasă-ne să plecăm. În niciun caz, mătănaș. În seara asta aici rămâneți și mâine facem un ritual cu voi doi mătănașilor, ca toți ceilalți mătănași dinaintea voastră. Poftim, noi nu suntem singurii motani care au fost aici? În niciun caz, voi sunteți ai zeșilea, ai douăzeșilea, nu mai țin minte. O trecut foarte mult timp de când am mai văzut un mătănaș aici la casă la mine. Dați foarte fericită, așa că mâine facem ritualul. Marcel, sar pe el! Nu, Marcel, te rog! Nu, Marcel! Nu! Marcel, nu! Marcel, nu! Credeam că sunt din prieteni, Marcel! Abia aștept până mâine. Marcel, du-te și pregătește șelula pentru domnul Motan și tataia. Lasă că mă duc eu să-l găsesc pe tataia. Aoleu, nu, tataia, fugi dacă mă auzi. Fugi.